Salutare dragilor și bine v-am găsit! Eu sunt Cătălin Croitoru și bine ați venit la un nou episod din seria Fitness Academy. Astăzi o să vorbim despre cum să alegeți și să preparați o gustare ușoară și sănătoasă. A lua sau a nu lua gustări? Este o întrebare foarte bună și normal ca să ne opunem. Și ca în cazul multor întrebări despre nutriție, răspunsul este unul singur. Depinde. De asemenea, este o alegere personală. Dacă încercați să atingeți un surplus caloric, atunci o gustare este o alegere foarte bună pentru că vă va ajuta să introduceți caloriile suplimentare de care aveți nevoie în timpul zilei. Însă, dacă luăm cazul unei femei care încearcă să slăbească, să spunem 2 kg de grăsime, atunci gustările s-ar putea să nu fie o alegere foarte bună și ea să fie mai câștigată dacă ar rămâne la 3 mese principale. În general, fiecare alegere este personală și depinde foarte mult de nevoile fiecăruia. Dar o gustare te poate ajuta, de exemplu, să treci peste foamea de dimineață sau peste foamea dintre mesele în timpul zilei. Dar ce ar trebui să conțină o gustare? În mod ideal, ea ar trebui să conțină toți macronutrienții. De exemplu, proteinele ne ajută să ne dea o stare de sațietate. Carbohidrații sunt o sursă rapidă de energie, dar și grăsimile, deoarece și ele reprezintă o sursă de energie și de asemenea ajută la senzația de sațietate, precum și absorpția vitaminelor liposolubile. Nu ar trebui să uităm nici de fibre, deoarece aportul recomandat de fibre în timpul unei zile ar trebui să fie de peste 30 de grame. Fibrele, pe lângă faptul că ne dau o senzație de sațietate, ajută și buna funcționare a sistemului digestiv și o dezvoltare a bacteriilor bune în sistemul nostru digestiv. Să spunem că nu sunteți o persoană căreia îi place să petreacă foarte mult timp în bucătărie ca să prepare gustări artizanale și într-una din zile programul să se prelungească neașteptat. Ei bine, următoarele sugestii vă vor ajuta să găsiți niște selecții de gustări care vă vor potoli foamea și să le aveți mereu la îndemână, în geantă sau în ghiozdan. Nu strică niciodată să aveți la voi un baton proteic sau biscuiți în cazul în care vă apucă foamea brusc. În cazul acesta, este foarte bine să alegeți un baton proteic cu un conținut ridicat de proteină. În prezent, există diferite tipuri de napolitane sau biscuiți îmbogățite cu proteină. Însă este foarte bine să urmăriți și cantitatea de carbohidrați și de grăsimi. Să luăm de exemplu un baton de 60 de grame. Ideal ar fi ca conținutul de carbohidrați să fie cuprins între 10 și 25 de grame, iar conținutul de grăsimi între 5 și 10 grame. Restul cantității ar trebui să aparțină proteinelor și parțial fibrelor. În cazul acestor gustări proteice, puteți fi sigur că sursa de energie este de calitate, deoarece producătorul trebuie să respecte anumite standarde legislative. Un astfel de baton ar trebui să conțină proteină cel puțin 12%. În cazul batoanelor proteice în care se specifică că conținutul de proteină este mai ridicat, aceasta ar trebui să reprezinte 20% din baton. Băuturile proteice pot fi de asemenea o altă gustare indicată să o aveți la voi. De exemplu, shake-ul proteic s-ar putea să fie o gustare care să fie indicată și pe parcursul zilei, nu doar după antrenament, atunci când o beți ca să începeți regenerarea musculară. Aceasta poate funcționa foarte bine și ca gustare în timpul zilei. Tot ce trebuie să aveți la voi este o mostră ascunsă în ghiozdan sau în geantă sau o cupă de proteină pusă într-o punguliță. În cazul în care, să spunem că băutura proteică este prea complicat de făcut pentru voi, puteți să apelați la shake-urile gata preparate. De exemplu, ele trebuie doar agitate și consumate ca atare și dacă adăugați la acest lucru și o banană și o mână de fructe în coajă tare, niște alune sau niște nuci, atunci aveți o masă, o gustare echilibrată. Carnea uscată este o sursă de proteină pentru persoanele care preferă mâncărurile sărate. Ele sunt o variantă foarte bună pentru persoanele care au o zi aglomerată sau atunci când ești într-o excursie. Dar, având un conținut doar de proteină, este foarte indicat să adăugați ceilalți macronutrienți la alte mese. Chipsurile proteice sunt o gustare perfectă pentru cei cărora le place să ronțăie în timpul unor sesiuni lungi de film sau pentru cei care preferă să se uite la emisiuni sportive. De obicei, aceste chipsuri proteice conțin mai puține calorii și mai puține grăsimi decât chipsurile normale și având o cantitate de proteină mai ridicată, ele sunt o opțiune mai echilibrată și mai bună. Conținutul mare de proteină pe care acestea le conțin se datorează leguminoaselor din care sunt făcute, de aceea de obicei sunt recomandate și veganilor. Fructele cu coajă tare reprezintă o gustare excelentă, mai ales că este bogată în grăsimi sănătoase. Și să nu uităm de preferatul multora dintre noi și anume unturile de nuci și alune
Și hai să fim sinceri, câți dintre voi nu mâncați această delicatesă direct cu lingura? Ele reprezintă o gustare foarte bună și foarte gustoasă, mai ales în combinație cu fructele. Fructele reprezintă o gustare excelentă pentru că sunt bogate în micronutrienți și în fibre. Și este foarte simplu să aruncăm în ghiozdanul nostru sau în geantă o banană sau un măr. Partea nasoală vine atunci când uităm de această gustare câteva zile sau poate chiar câteva săptămâni, cum am pățit și eu. O variantă mai bună a fructelor este reprezentată de fructele liofilizate. Din această metodă de conservare, ele țin mai mult timp, își păstrează gustul mai mult timp și micronutrienții. Iar dacă adăugăm fructele liofilizate la un iaurt sau la terci, obținem o gustare complexă. Dar există și zile în care aveți mai mult timp la dispoziție și vă puteți juca acasă în bucătărie cu gustările. Haideți să vă arăt cum puteți să creați acasă la voi câteva gustări super ușor de făcut. Tot ce trebuie să aveți în vedere este să conțină cei 3 macronutrienți, proteinele, carbohidrații și grăsimile. Ca surse de carbohidrați putem să optăm între următoarea selecție: deliciile coapte. Este vorba despre lucrurile pe care le facem la cuptor și aici putem să folosim făina integrală pentru că făina integrală are mai multe fibre. Însă, dacă folosiți făina albă, ar fi ideal să adăugați la deliciile voastre o legumă. O altă sursă de carbohidrați pe care o puteți folosi este reprezentată de fulgi de ovăz. Este o sursă excelentă pentru toate gustările rapide. Puteți să mai folosiți biscuiții sărați și rondelele de orez sau fructele, care reprezintă o sursă de carbohidrați rapidă. Ca surse de proteină putem să alegem iaurturi sau brânza cottage și este foarte indicat să evitați variantele îndulcite. Puteți să mai folosiți ouăle, brânzeturile, iar aici puteți să evitați brânzeturile care au conținut ridicat de grăsime. Șunca este iarăși o sursă foarte bună de proteină și aici vă recomand să vă duceți către șunca care are o cantitate mare de carne și mai puțină de grăsime. Și de asemenea puteți să optați și pentru sursele de proteină vegetală ca înlocuitor a celor de carne, cum ar fi tofu sau seitanul. Udra proteică poate fi folosită cu succes la orice fel de mâncare sau băutură, tonul sau orice alt pește la conservă și leguminoasele, iarăși o sursă foarte bună de proteină. Ca sursă de grăsime putem să folosim arahidele sau unturile de arahide, fructele în coajă tare sau unturile din fructe cu coajă tare, semințele și unturile din semințe, boabele de cacao și diferite uleiuri. De multe ori, grăsimile fac parte din alimentele pe care noi le considerăm surse de proteină, cum ar fi brânzeturile sau ouăle. De aceea nu necesită o atenție specială cum necesită carbohidrații și proteinele. Și acum haideți să facem o gustare rapidă și gustoasă. Smoothie-ul. Pentru baza oricărui smoothie este apa sau un lichid, cum ar fi laptele vegetal sau laptele animal, sau poate chiar sucul. Acest lucru face ca el să fie băut cu ușurință. Ca sursă de carbohidrați putem să optăm pentru fulgi de ovăz. Ca să-l facem mai cremos, putem să adăugăm o lingură de unt de arahide, iar ca sursă de proteină, putem să adăugăm ori pudră proteică, ori o lingură de brânză cottage sau iaurt. Putem să adăugăm și câteva frunze de spanac, ca să-i dăm o culoare frumoasă. Avantajul acestui smoothie este faptul că el poate fi băut oricând, aproape oricând, în timpul unei ședințe, în drum spre muncă sau oricând îți este foame. O altă gustare foarte ușor de făcut și rapid este sandwich-ul. Această gustare este preferata mea și ca la orice rețetă de sandwich-uri se începe cu să iau 2 felii de pâine. Este foarte bine să fie un produs de calitate care să conțină mai multă făină integrală pentru că aceasta are mai multe fibre și vă ține sătui mai mult timp. Pentru cei care preferă sandwich-urile mai umede, să nu se usuce, este foarte indicat să folosească fie un strat subțire de unt sau poate brânza cottage, vine acum în minte. Pentru cei care preferați însă sandvișurile cu puține calorii, puteți să optați pentru sosurile zero de la Jim Beam. Desigur, din sandviș nu are cum să lipsească sursa de proteină. Și aici puteți să folosiți aproape orice. Puteți să folosiți șuncă, ouă, brânză, diferite tipuri de alternative la carne. Asta este pentru vegetarieni. Iar în sandviș mai puteți să adăugați chiar și legume. Puteți să folosiți ardei, puteți să folosiți roșii, castraveți, deja în plouă în gură, sau salata iceberg. De asemenea, dacă vreți să ridicați puțin nivelul, puteți să folosiți plantele aromatice preferate. Puteți să folosiți busuiocul sau oregano. Și deserturile pot fi o variantă de gustare. De exemplu, variantele pe care le-am povestit mai sus sunt pentru persoanele care nu prea au timp de stat în bucătărie și vor rezultate maxime într-un timp scurt. Dacă ești însă genul de persoană căreia îi place să se joace cu ingredientele în bucătărie și vrea să-și gătească singură deserturile, ai putea să încerci banana bread sau poate tiramisu. Aruncă o
aruncă un ochi pe blogul Jim Beam pentru a vedea câteva rețete simple de gustări. După cum puteți vedea, există o varietate foarte mare de gustări. Nu trebuie să fie neapărat ceva făcut în casă, iar dacă nu aveți timp să vi le faceți voi, puteți să optați pentru o variantă universală care se păstrează foarte bine. De asemenea, gustările nu este musai ca să conțină toți macronutrienții. Puteți să luați o gustare care conține, de exemplu, proteina și să compensați la celelalte mese cu restul de macronutrienți. Important este aportul zilnic. Acesta a fost episodul despre gustări din seria Fitness Academy. Comentează cu gustarea ta preferată. Lasă-ne în comentarii care este gustarea ta la care te duci de fiecare dată cu încredere și care se face super rapid. De asemenea, dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să te abonezi la canal, să apeși butonul de like și să împărtășești acest clipuleț dacă ți-a plăcut. Ne vedem data viitoare!